Mă numesc Dan Roman și n-am venit să predic. Am venit să vă spun povestea mea. Începuturile au fost triste. Sunt împreună cu soția mea, Gabi Roman, și mulțumim Domnului că fratele, într-o conjunctură frumoasă, l-am cunoscut pe George și așa am ajuns aici. M-am născut în județul Bihor, într-o familie mixtă. Mama penticostală, tata de niciun fel. Pentru că el n-avea treabă cu biserica. Maximul înjura pe popa din sat. Sunt al nouălea copil. Suntem nouă frați, eu sunt cel mai mic. Am avut o copilărie frumoasă. Frumoasă. Așa, modestă cum e la țară. Dar a fost frumoasă, pentru că am fost dus de mic în casa Domnului și am fost dus și toți. Că alegerea mea a fost mai târziu greșită, este altceva. La vârsta de 14 ani am mers la oraș, ca orice copil de la țară, la școală. Acolo, anturajul și prieteniile greșite m-au depărtat de învățăturile care le-am primit de acasă, de educația aia simplă de la țară, unde era frică de Dumnezeu. Unde știam că trebuie să, în momentul când ne punem la masă, să binecuvântăm masa și ce avem în față, indiferent dacă a fost săracă sau bogată. Și să mulțumim pentru tot ce avem. Că avem un Dumnezeu care El ne poartă de grijă. În fața ispitei, toate aceste învățături au dispărut. Și am făcut și sport, sportul m-a dezvoltat fizic. Anturajul m-a învățat la infracțiuni. Sportul m-a învățat și m-a echipat ca să mă și bat. Și spre rușinea mea am făcut lucruri rele. Foarte multe. Foarte multe lucruri rele. Ce să vă spun? Nu vreau să arăt ceea ce am fost. Am făcut toate lucrurile rele și bănuiesc și Duhul îmi spune că printre voi aici sunt din ăștia care au fost ca și mine la un moment dat. Dar avem un Dumnezeu care ne-a arătat că se îndură de cine vrea. Și brațul lui puternic poate să scoată și să ridice. Ăsta e Dumnezeu, dragii mei. Am fost plecat din țară, de pe vremea lui Ceaușescu. Înainte să plec din țară, m-am îndrăgostit de soția mea actuală. Am fost plecat și m-am întors imediat după Revoluție. În tot acest timp, cât am fost tânăr, viața mea s-a rezumat doar la infracțiuni. N-am lucrat. Am lucrat obligatoriu. Pe vremea lui Ceaușescu, dacă nu era angajat, mergeai la pușcărie. Era decretul ăla, boschetar, cei mai bătrâni, probabil știu. Dacă nu aveai loc de muncă, statul te trimitea la pușcărie, 6 luni. Și trebuia să fiu angajat. Așa am lucrat. Și după Revoluție m-am întors înapoi în țară, cum v-am spus. Viața mea era tot la fel. Starea mea în străinătate, cât am fost plecat, n-am avansat în direcția bună, ci am crescut în învățătură de infracțiuni. Am crescut în învățătura drăcească, diavolească. Și am venit acasă și am pus în practică mai departe. Și mi-am făcut un nume. Am vrut să fiu cineva. Și Satana te ridică. Te ridică. Dar după aia îți dă la geoale. Și își bate joc. În anul 93, să încep mai repede, puțin am emoții. Nu sunt un orator foarte bun, dar mă străduiesc. În 91 am plecat în Germania și am fost arestat. Și probabil
că mulți ați auzit povestea, eu și cu fiindea mei, pentru că era modă, și acum e modă la români, cel care are bani și mare și tare, are fiind mulți. Înțelegeți? Și am foarte mulți fiind. Dar majoritatea sunt infractori. Sunt cei care sunt oameni de nădejde, sunt așa, pe degetele de română. Și cu finii mei am pus la cale multe infracțiuni, printre ele una, muzeul de la Octavian Goga din Ciucea, l-au golit, l-au pregătit de zugrăvit. S-a furat tot de acolo. Și așa am ajuns în Germania, să vindem ce am cumpărat. Înțelegeți? Și acolo autoritățile din Germania și-au făcut datoria. Și hai la pușcărie puțin. Dumnezeu, în dragostea Lui, cu o mamă credincioasă, am ascultat aici dimineață că rugăciunile mamei te urmăresc, rugăciunile tatălui, rugăciunile bisericii, probabil că m-au urmărit. Mama mea a știut că nu are o odraslă cum trebuie și că nu-i ceea ce ar trebui și ce și-ar dorea. Dar ea n-a încetat niciodată să nu înalțe rugăciuni pentru mine. Și le-a făcut. Și le-a făcut cu lacrimi. Și le-a făcut cu lacrimi. Am ajuns în Germania la pușcărie, în 91. De acolo sunam o dată pe lună acasă. Și vorbeam și cu soția mea, era prietena mea atunci, și cu familia. Și din când în când o aduceau și pe mama la oraș, la Oradea, să vorbesc cu ea la telefon. Și odată la o convorbire telefonică, mama mă întreabă, puiul meu, a fost omul Domnului la tine? Și eu, ca mizerabil ce eram, cum să, ce vorbești pe mine? Lasă-mă cu Dumnezeu tău. Și acum să vă spun ce s-a întâmplat. Ea, acolo, în satul ei, la biserică, a primit mesaj din partea Domnului, cuvânt. Cuvânt din partea Domnului. Femeie, nu te îngrijora. Că eu am oameni și acolo. Și un om al meu va merge la el și îi va arăta calea. Înainte de telefonul respectiv, o persoană de acolo din Germania, unde eram arestat pentru că am stat preventiv, fiindcă ceea ce am furat noi de la Octavian Goga erau căutate de Interpol și a fost un proces mai lung și am stat foarte mult timp preventiv. Și am stat într-un penitenciar micuț, așa, de judecătorie. Și a venit o persoană acolo la penitenciar, îndemnat de Duhul Domnului. Un frate evanghelic, etnic german, SAS, ceva, profesor universitar, profesor de muzică, acolo în localitate. Dumnezeu i-a vorbit să vină la penitenciar și să caute un român și să-i vorbească și să-l călăuzească, să-i arate pe Hristos. Astea sunt vorbele lui care vi le spun. Acea persoană a venit la penitenciar, era cineva în localitatea respectivă, îl cunoșteau toți de acolo. Comandantul, îmi spune el, când a venit, l-a întrebat, da, poftiți ce doriți. Vreau să vizitez un deținut român. Și zice, bine, bine, să ne uităm în calculator, păi acum avem 4 aici. Și persoana respectivă a spus, dar nu am venit pregătit acum, o să vin eu. Ăsta e Dumnezeu. Era de plan minunat. A venit peste 2 săptămâni și în momentul când a venit la poartă, el a fost călăuzit de Duhul Domnului, de aceea puneți-vă încrederea în Domnul întotdeauna, în orice și în cel mai mic lucru, că El poate să facă minuni. În ziua respectivă, când el a venit la vizită să caute un deținut într-un penitenciar cu aproximativ 50 de deținuți, eram singurul român și m-a scos la vizită. Acum eu, care eram un mizerabil și un infractor, când l-am văzut, a venit fraierul ăsta, ce vrea ăsta cu Dumnezeul lui? L-am luat în bajocoră, dar acel om a făcut lucrarea Domnului. Ăsta e Dumnezeul nostru. Noi suntem cei care nu luăm seama la chemarea Lui. Nu aplecăm urechea. Dumnezeu a avut un plan.
Și eu puteam să intru atunci, în 91, să intru în planul lui Dumnezeu. I-am dat cu piciorul. L-am folosit, m-a mai vizitat de câteva ori și atât. Și cum v-am spus, când m-a sunat mama mea, am mințit cu nerușinare, ce, du-te femeie cu Dumnezeu tău, lasă, ce om. Au trecut ani. În 93 m-am căsătorit, în 94 ni s-a născut o fetiță, avem o fetiță de 24 de ani, mulțumesc Domnului pentru ea, e binecuvântată, dar noi suntem binecuvântați cu un copil minunat. Noi am trăit fără Domnul, am trăit cum trăiește lumea în România, știți? În nunți și în botezuri, dacă am nășit atâta și în chefuri. Viața a mers mai departe, cum v-am spus, am ajuns cumva, mi-am făcut nume, dar numele acesta a fost doar pentru lumea interlopă. Că n-are nicio valoare în cartea lui Dumnezeu. Și nu-i scris niciun nume de interlop dacă nu-L cunoști pe Iisus, nicăieri. Rămâne pe ziare, rămâne pe televiziuni, o știre, ceva de genul, sau nu știu câți ani de pușcărie. Asta, fără Dumnezeu, ești nimic. Nimeni și nimic. Oricâți bani ai avea, oricum i-ai căra, orice ai face, la un moment dat vei rămâne fără ei. Pentru că asta e viața fără Dumnezeu. Viața a mers mai departe, v-am spus, am perpetuat-o așa cum a fost. Viața de familie n-a fost extraordinară. Pentru că eu, în perioada asta, am început să mă și droghez. Am consumat droguri, am fost jucător de casino, celelalte păcate care aduc cu ele imoralitatea, știți, toate vin la pachet. Astea toate sunt. De la jocuri, droguri, alcool, ai nevoie de femei. Așa că am trăit într-o mizerie. Dar Dumnezeu, în planul Lui, a pus pe soția mea lângă mine, femeia care este eu după mine, este singura persoană la care i-aș face statuie. Nu am venit să o laud pe soția mea, că Dumnezeu o cunoaște și ne cunoaște. Dar dorința ei de a ține familia, nu a avut de a face cu pocăiții niciodată. Nimic din familie, nimic, nicio cunoștință. Dar Dumnezeu schimbă inimi. Dumnezeu cercetează. A mers viața noastră înainte. Am început să o las mai ușor cu mizeriile, cumva cercetat, că într-o zi a venit soția mea acasă și am văzut ceva schimbare. Nu știam nimic. Eram deja prin anul 2001. Și eu continuam afacerile. Dar Dumnezeu, dacă a văzut că la mine nu prinde nimic, nu se prinde nici cum de mine, a început lucrarea cu soția mea. Și ea, printr-o prietenă de-a ei, a ajuns într-o biserică creștină. În biserica Betania din Oradea. Apropo, de acolo venim și noi. Ea a ajuns acolo, la o seară de tineret. Și a rămas acolo. Dar asta e mărturia ei și planul era altul. Soția mea are o mărturie pentru surori extraordinară. Probabil cu altă ocazie. Atitudinea ei s-a schimbat total. Eu, când începeam partidele mele de droguri, 3 zile nu veneam acasă. 3 zile stăteam în droguri, în alcool și în celelalte. Și după 3 zile veneam acasă chiar un. Și atunci ea, înainte să vă spun că s-a întâmplat asta, ea sărea pe mine. Ce faci? Unde? Ce ai? Nici nu o băgam în seamă. Acum, când am venit odată acasă după serie din asta, îmi spune, ce vrei? Du-ți foame, ce mănânci? M-am uitat, oh, ce v-a s-o schimbat, ce nu-i în regulă? Și le-am povestit la prietenii mei, la toți. Bă, zic, ceva s-a întâmplat cu Gabi, bă, zic, nu o mai recunosc.
mă duc acasă, zic, și mă întreabă, ce-i cu tine, hai, îți fac un ceai, pentru că eram bolnav după droguri și trebuia să iau vitamine și de-aia, că tremuram tot. Și atunci, ia imediat, și am văzut schimbarea, ceva s-a întâmplat. Nu le-am băgat eu așa de seamă, am fost impresionat pe moment, dar am mers mai departe. Dar Dumnezeu, în planul lui minunat, a adus anul 2001, când oricât de mare am fost și ce relații și putere și finanțe și orice am avut, Dumnezeu a avut un plan ca să mă întoarcă cu fața spre El. Și mi s-a dat un mandat de arestare în 2001. Dar înainte de mandatul acesta care s-a dat în 29 august 2001, în a doua zi de Paști, un nepot al meu, pocăit, lucra la mine, la firmă. Că printre toate astea mai aveam și... Câteodată îmi veneam în fire. Dar numai câteodată. Și nepotul meu, el știa problemele mele, dar nu mi le spunea. Eu iar îl consideram un fraier, băiat de la țară, ce știe asta de că eu mă droghez și că eu ce fac. Dar el știa și nu contenea să se roage pentru mine. Și a doua zi de Paști m-a sunat, relația, cum am spus, cu soția era așa, așa, vă dați seama, a doua zi de Paști, familiile stau în familie, sunt acasă. Soția era plecată cu fetița la mama ei, eu singur, că era după masa, la ora 3. Și zice, unchiule, zice, vin de la Timișoara din slujire, am fost cu un frate în slujire. Și zice, vrem să trecem pe la tine. Haideți! Vă dați seama cum i-am așteptat în pijama, că eu eram bolnav după chefurile mele, că eu dimineața am venit de la club. Și atât s-au rugat, au citit în Biblie, s-au rugat. Spre surprinderea mea, persoana care era cu el a fost coleg de școală generală cu mine. Un om al lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeu. Nu l-am cunoscut, au trecut ani și peste el și peste mine, dar el m-a cunoscut. Și am depănat puțin, dar foarte puțin, s-a rugat și atât mi-a spus. Bărbatule, nu știu ce faci, dar dacă nu te întorci și nu te pocăiești, scurtă-i vremea când tu și familia ta veți trece prin încercări mari și groaznice. Au plecat, a plecat și prorocia cu ei. Asta e, că nu luăm seama. Și în Fapte 17 vorbește acolo foarte frumos, că nu ținem seama de vremurile. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Eu n-am ținut seama și nici n-am luat seama la astea, pentru că nu mă interesa, eu aveam alte idealuri. Eu doream altceva de la viața asta, ce? Dumnezeu, ce poate să facă Dumnezeu când eu fac banii? Eu sunt cineva, eu sunt. Nimic nu suntem fără Dumnezeu, nimic, zero, un mare zero barat, asta suntem. Cum v-am spus, în același an a fost scurtă vremea, din aprilie până în august, mandat de arestare. Nici nu eram în țară când mi s-a dat mandatul. Am venit în țară, acum acolo aveam și eu relațiile mele, la vamă nu mai trebuia să... Peste o săptămână am stat acasă și ceva surprins, am stat acasă și nu m-a căutat poliția. Pentru că Dumnezeu în planul lui, asta a fost planul lui. Ne-am mutat de la casă, unde aveam adresa în buletin, la apartament. Aveam și una. Am început să recondiționăm casa, să o refacem. Și eram la apartament și nimeni n-a venit să ne caute. Dar eu aveam mandat eliberat de procuror din 29 august. Și am mers înapoi la vamă să merg în Ungaria. Și la vamă o persoană de acolo zice, băi, problemă cu ceva. I-am luat pașaportul, că atunci era pașaport, și am plecat înapoi în România. Și acolo a început goana mea. Acolo a început goana. Am fugit din țară în anul ăla. Dacă eram bărbat, trebuia să ies, să mă duc la poliție, ce vreți de la mine, nu? Nu așa face un bărbat. Nu, eu am fugit. Eu am fugit, dragii mei. Cât am fost eu de puternic și cât m-am crezut, în fața legii n-am mai vrut să stau să răspund pentru faptele mele. Și am luat-o la goană. Dumnezeu
În dragostea lui am stat prin străinătate până în anul 2005. Aici Dumnezeu a lucrat în viața mea. În anul 2002, soția mea a continuat să meargă la biserică și în 2002 s-a botezat. Eu, acum eram în vale, în groapă. Și pe acolo, pe unde eram însoțit de foști tovarăși de-a mei. Și am continuat. Am încercat de atâtea ori să mă las. Am avut patima alcoolului, a drogurilor, a jocurilor și a femeilor. Astea patru cumva mi-au pus capac la toate. Oricât încercam să-mi vin în fire, nu am putut, nu mă lăsa. În anul 2003, dar până în anul 2003, din 2001 de când am plecat, soția mea nu a contenit în fiecare zi, lăsată de Dumnezeu, îmi trimitea mesaje, versete. Citește aia. Mi-a adus la mine, pe unde eram, prin străinătate. Mi-a adus la mine frați lucrători. Mi-a adus tot felul de frați pe la mine să mă convingă, să... Ziceam ca ei până plecau, că eu rămâneam singur în continuare. Rămâneam cu anturajul meu. Dragii mei, Dumnezeu ne poartă de grijă, ne poartă, dar la un moment dat ne mai și lasă jos. Știți povestea lui Iona, nu? Trebuie să-l arunce din barcă. Că nu-i bun pe Iona să-l duci prea mult, că te trage și pe tine la fund. Dragii mei, așa am fost și eu. Dumnezeu tot m-a purtat. Rugăciunile soției. Dar degeaba dacă eu am fost încăpățânat. Nu putea la infinit Dumnezeu te lasă, hai mă să-i mai dau harul ăsta, să mai facă ceva. Nu. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. În 2003, după o noapte de cazinou, după droguri și alcool, că astea veneau la pachet, unde stăteam acolo în chirie, dimineața la 6 am ajuns acasă și unde am intrat în sufragerie, aveam pe masă ziarul. Îl vedeți aici. Ziarul, Bihoreanu sau nu mai știu care era, și acolo filiera de droguri, deja eram condamnat 15 ani. 15 ani. Și eu continuam aceeași viață mizerabilă. Aveam 15 ani condamnare și nici nu mă interesa. Mergeam mai departe mizeriile mele. În dimineața aceea, la ora 6 dimineața, un om beat, drogat, certat cu Dumnezeu. Am văzut ziarul și în momentul ăla mi-am venit în fire. Bă, eu chiar sunt nebun, viața mea chiar nu mai se poate. Și am vrut să stau de vorbă cu Dumnezeu. Poate vezi, zice, dar cum, mă, dacă ai fost și beat și drogat? Uite așa am fost. Și m-am pus pe genunchi. La ora 6 dimineața, lângă o canapea așa, în sufragerie, cu un prosop pe lângă mine, pentru că am făcut duș, că în momentul că cei care mai ați consumat substanțe interzise, știți că mai făceam dușuri calde reci, ca să nu fac, că consumatorii de droguri sunt profesori la de-astea. Și făceam dușuri calde reci, ca să-mi revin. Și cu prosopul lângă mine, la 6 dimineața, m-am pus jos lângă pat să mă rog. Nu știu, să mă cer cu Dumnezeu, ceva. Am vrut ceva, o schimbare. M-am trezit la 9:30, dragii mei. Și eu spun că aia a fost nașterea mea din nou. Că am fost altă persoană. La 9:30 dimineața când m-am trezit, aveam altă gândire. Am fost în același anturaj. În același anturaj. Și soția mea e martoră că luni de zile nu m-a crezut. Îi spuneam, sunt acasă, nu mai sunt acolo. Dar în aceea zi, m-am întâlnit cu prietenii mei și la noi întâlnirea, când era, ne întâlneam, bei o cafea, trage o linie, bei un whisky, asta era. Și am zis, nu mai vreau. Dar eu ani de zile nu am putut să spun nu. De aceea vă spun că aia a fost intervenție divină. Dumnezeu mi-a dat puterea. Noi fără El nu putem să facem nimic. Nimic, dragii mei, nimic.
fără putere de la Dumnezeu, fără Duhul Domnului, în momentul, din acea zi, eu toate cele patru mari patimi ale mele le-am lăsat. Dar nu că eu aș fi cineva, ci că Dumnezeu a intervenit. Și Dumnezeu a început la schimbarea mea, la transformarea mea. În anul... Deci soția mea, cum v-am spus, a fost o eroină. Pentru că acum vă închipuiți cum să trăiești cu un om cum am fost eu. Nu? Toate prietenile ei, toate, ce să zic, rudeniile, toată lumea, dar lasă-l mă, dar divorțează de el, dar ce să... Până s-a întâlnit cu fata aia, cu prietena ei, care i-a zis, nu, tu trebuie să te rogi pentru el. Și Duhul Domnului a vorbit unei necredincioase prin proroc și i-a spus, ce a unit Domnul, omul să nu despartă. Ea a fost cutreburată și din momentul ăla, când Dumnezeu i-a vorbit direct, din momentul ăla, ea și-a pus pe inimă să nu mă lase. Pentru că ea a vrut să mă lase. Ea a avut în gând să mă lase. Dar Duhul Domnului avea un plan. Dumnezeu avea un plan pentru noi ca familie. În 2005, viața a mers înainte, eu am început să mă apropii de Dumnezeu. Pentru că nu aveam ce să fac, aveam timp la dispoziție. Am început să rup relațiile cu prietenii. Pentru că nu mai eram plăcut în compania lor. Dacă nu mă drogam, dacă nu mai mergeam în cazinou, dacă nu mai beam. Nu mai ești plăcut. Nu mai ești acceptat. Și fă un exercițiu care mai ai prieteni din ăștia. Du-te cu ei la bar. Și tu, eu nu beau. Păi nu te mai cheamă. Nu te mai cheamă mâine. Sau, nu știu, altceva. Ce faceți voi? Voi știți. Dar le știe Domnul. Ăsta e mai important, că le știe Domnul. Aveți grijă. În 2005 am fost arestat. În sfârșit, după goana asta lungă. Am fost arestat și adus în penitenciarul Oradea. Depus acolo, împreună cu un tovarăș de-a meu, cu care și scria ziarele pe aici. Astea sunt tot poze din dosar, din ziare. Așa, mergem mai departe puțin. Și în 2005 am fost pus în penitenciarul Oradea. Acum acolo era în penitenciar de maximă siguranță. Vă închipuiți, eu și cu tovarășul meu aveam 15 ani condamnare definitivă. Noi am fost condamnați toate cele trei procese, tribunal, curte de apel și curte supremă, au fost parcurse în anii aceștia. Și în 2004, în 15 septembrie, am rămas definitiv la Supremă. Am cei care aveți cunoștințe juridice, o condamnare definitivă și revocabilă, nu mai poți să faci nimic, trebuie să o execuți. 15 ani. Cum e? Hă? Eu zic că și o zi e mult acolo. Da, 15 ani. O zi e mult acolo, dragii mei. Dumnezeu îi Dumnezeu și peste sentințe și peste toate. Și în perioada asta, până să fiu arestat, Dumnezeu i-a vorbit soției mele. Și a vorbit cu da și amin. Cu da și amin. Și a spus, femeie, nu te îngrijora. Că la vremea hotărâtă de mine, voi aduce legi noi și oameni noi. Și n-am știut ce înseamnă alea. N-am știut. Cum am spus, în 2004... am rămas definitiv la Suprem și în 2005 am fost arestat și adus în România. Între timp, în România s-a adoptat o lege de care nu știa multă lume, foarte puțin. A fost adoptată cumva cum fac politicienii, pe de-ascunsul. O lege care permitea oricărui arestat, condamnat în lipsă să se rejudece. Dar nu o prea puneau în aplicare. Și cum am ajuns în penitenciarul Oradea, încă firea mai lucra, că mi-am luat cei mai buni avocați. Și nu unul, doi, că am crezut că bă, trebuie să fac cumva să ies acum de aici, să schimbăm. Dumnezeu e în control. Ei își fac treaba lor, dar sunt limitați și ei. Dumnezeu e cel care dă izbânda. Și în penitenciarul Oradea
normal, prin această lege care a fost adoptată, eu puteam să fiu pus liber în 30 de zile. Dacă mi-a acceptat tribunalul rejudecarea, cum scria legea, ei trebuiau să mă pună liber. Dar nu mi-a acceptat. Pentru că Dumnezeu încă nu a vrut să mă pună liber. Mai avea treabă cu mine dacă mă punea liber. Oare ce ziceam eu? Aha, banii mei, avocații mei m-au pus liber. Așa că am stat la pușcărie. Și cum v-am spus, eu și tovarășul meu aveam câte 15 ani și eram acolo într-o secție unde aveam cea mai mică pedeapsă. Noi aveam cea mai mică pedeapsă. Toți aveau, de la 20, 25, 30. Asta a vrut Dumnezeu. O trebuie să trec pe acolo. O școală. Nu orice școală. Superioară. Ăsta e Dumnezeu. Acum, dacă stai acolo 23 de ore închis în celulă și o oră te scoate afară, dar nu în fiecare zi, când, dacă nu permitea timpul, vremea, stăteai 24 în celulă. Și orice modalitate să ieși din celulă, orice oportunitate era binevenită. A venit tabelul, cine vrea să se înscrie la pocăiți. Dar să vă mai spun încă ceva. În momentul când am fost depuși în penitenciar, acolo se face un dosar de penitenciar. Nu știu, dar Dumnezeu e în control și a minții omului. Te întreabă ce religie ești. Eu, penticostal. Așa, dar mi-a venit așa, penticostal. Și îl întreabă și pe tovarășul meu, tu, penticostal. Noi n-aveam nimic cu penticostale. Adică soție și el avea părinții. M-am înscris să ies la biserică. Acolo veneau frați, baptiști, penticostali, la program, duminica. Și am început să ies. Și, dragii mei, Dumnezeu e minunat. Printr-o cântare m-a cercetat, așa de minunat. Printr-o cântare m-a cercetat și am rămas acolo. Eu, cel mai de temut, oh, când am ajuns în pușcăria din Oradea, toate geamurile vuiau, au venit ruibi. Păi, nu știu cine a venit, ceva împărat. Deci, nimic, zero. Când am ajuns acolo, în fața a orice nume am avut eu și a cine am crezut eu că sunt, când Dumnezeu m-a cercetat, toate au pălit. Au fost zero, tate. Și am plâns ca un copil. Ăsta e Dumnezeu, când El lucrează. Am stat acolo, procesul s-a derulat mai departe, nu mi se aproba nici cum rejudecarea, pentru că Dumnezeu trebuia să mă modeleze. În 2009, Dumnezeu a împlinit. În 2009, în martie, Dumnezeu a împlinit toată prorocia. În decembrie 2008, când aveam procesul, ultima fază la Curtea de Apel, pe cererea de rejudecare, s-au schimbat judecătorii. Și eram în sala de proces și soția era acolo și când am văzut cine a venit, m-am uitat la soție, a intrat o persoană cu care am avut ceva divergențe. Păi, făcând numai lucrurile, mai te și cerți cu oamenii. Și când ne-am uitat unul la altul, am zis, gata, suntem. Ăsta ne respinge. Vă spun că Dumnezeu controlează mintea oamenilor. Dumnezeu. Și am rămas în pronunțare. Eu, pentru că firea te tot e acolo și ea încearcă să se ridice. Și îi spuneam la soție, fă aia la telefon. Vorbeam zilnic la telefon. O îndrumam, o făceam. Până Dumnezeu a rânduit așa lucrurile, că am rămas singur în celulă. O 3 luni de zile. Și am avut o părtășie cu El. Am crescut așa de mult, dar am omis ceva. În 2008, în 26 octombrie, am făcut botezul în penitenciar. Eu și încă împreună cu aici. În 2008 am făcut botezul acolo în penitenciar. Am predat viața în mâna Domnului. Și Domnul a început să lucreze minunat din acel moment. Așa a venit peste mine puterea
Domnului, strigam în gura mare, bă, plec acasă. Știți ce spuneau ceilalți deținuți și cadrele, ofițerii? Bă, ei, o nebunie ruibii, nebun ruibii. Cum, mă? Plec acasă, bă, cum să pleci acasă, mai ai 15 ani? Cum să plec? Și strigam în gura mare, plec acasă, zic, că eu l-am pe cel mai mare judecător. Și plec acasă. Și în 27 martie a venit telegramul la penitenciar, liberare de îndată. Ăsta e Dumnezeu. 15 ani, definitiv și irevocabil. El, Dumnezeu, a schimbat legea pentru mine. Eu spun că pentru mine, pentru că El a promis. Și a schimbat și oamenii. Și eu, ca om, am uitat la El. Am zis, asta acum am dă cu vârf și îndesat. Acel om m-a pus liber și m-a achitat de toate. Procesul nu s-a terminat aici, s-a derulat mai departe și vreau să merg mai repede că timpul deja... S-a derulat mai departe și în 2010 am fost liber un an jumate, până în decembrie 2010 am rămas totuși, că statul român nu poate să te achite, că după aia trebuia să plătească din buzunarul vostru și a românilor, și m-au condamnat 7 ani. Și mai aveam de executat 11 luni. 11 luni le-am efectuat în penitenciarul Satu Mare, dar eu spun că am fost pe câmpul de misiune. Pentru că acolo, la fiecare făptură care mi-a ieșit în față, i-am spus despre Hristos al meu, despre Dumnezeul meu. Le-am spus tuturor. Deci asta a fost școala vieții mele. M-am liberat în două, să vă spun, am sărit peste un pasaj foarte important. În 2009, când m-am eliberat din închisoare, am venit acasă, fetița mea era mare, dragii mei, avea 14 ani. Eu am plecat când ea mergea în clasa întâia. Am plecat de acasă. Ne-am văzut în vacanțe, a venit. O aducea soția la mine. Dar relația dintre noi s-a răcit. Aș vrea să trag un semnal de alarmă. Ce faceți cu copiii voștri? Am crezut că dacă soția mea și fetița mea au tot ce le trebuie, bani, mașini, tot ce vor, e în regulă. Nu. Soția mea și fetița mea aveau nevoie de timpul meu, pe care urtăm să-l dăm familiei. Am venit acasă și acum parcă fetița mea nu se bucura că-s acasă. Parcă am intrat cu picioarele în intimitatea ei și atunci am zis, tata, dar ce vrei, ce ai vrea să-ți fac? Să ne împăcăm cumva, că eram în casă cumva străini. Știți ce mi-a spus fetița mea? Eram acolo cu soția, e martor aici. A zis, tată, mâine vreau să mă aștepți în fața școlii, da, specificat, dar numai tu. Și i-a spus la soția mea, tu mami să nu vii. Și m-am dus cu mașina în fața școlii, în Oradea, în fața liceului Emanuel, am parcat mașina pe trotuar și am așteptat la ora 12. Și la ora 12 s-au deschis ambele uși pe partea dreaptă și fetița mea, eram conjurată de fetițe și strigă în gura mare, ăsta-i tăticul meu, ăsta-i tăticul meu. Pentru că ea 8 ani de zile nu l-a avut pe tata lângă ea. La nicio serbare, la nicio ședință cu părinții, eu n-am fost nicăieri. Și până acolo, așa povară mare a avut, copiii sunt inventivi și copiii probabil, nu știu, discuțiile lor, dar ea a fost marcată. Dar Dumnezeu a vindecat rana. Și acum suntem o familie fericită și mulțumesc Domnului. Am terminat cu închisoarea în 2011, în noiembrie definitiv, dar Dumnezeu mi-a pus pe inimă în continuare, dacă tot am fost pe aici, să lucrez pentru El. Și unde aș putea eu lucra cel mai bine? Unde aș putea eu să-L arăt pe Hristos? Acolo, de unde m-a scos El. Și am așteptat 3 ani. În 2014 am intrat prima dată, pentru că nu-i permis, după ce faci o pedeapsă, nu-i permis. Am intrat prima dată în penitenciar și în penitenciar sunt niște lucrări extraordinare. Dragii mei, poate vezi zice, domnule, acolo sunt hoți, sunt stâlhari, sunt criminali. Da, e adevărat. Și plătesc pentru faptele lor. Dar sunt creația lui Dumnezeu și ei. Și pe ei iubește Dumnezeu. Pe fiecare suflet îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu îi vrea pe toți, cu
cu gelozie pentru el și pentru împărăția lui. Și Dumnezeu face lucrări minunate acolo, lucrează cu semne și minuni în penitenciar. Poate nu o să vă vină să credeți, dar aș putea să vă povestesc, să stăm încă vreo 2-3 zile, să tot povestim câte întâmplări minunate avem acolo. Acum fac parte din mai multe programe, m-am implicat în tot. Am spus că vreau să mă implic full-time pentru Hristos în penitenciar. Și particip la toate programele care sunt în penitenciar, absolut. Dar cel mai important program e programul de duminică, evangelizare. Dar eu îi spun Biserica lui Hristos din penitenciarul Oradea. Am mers ani de zile și eram de partea asta 3, 4, 5 frați și poate acolo era o persoană. Și în clubul unde m-am botezat acolo, era frig. Iarna era mai frig așa afară. Dar am venit pentru Hristos. Dumnezeu a schimbat lucrurile încet, încet. Și prin harul Domnului am ajuns că anul trecut Dumnezeu a lucrat în chip atât de minunat. În 29 iulie eu, toți cei care lucrăm acolo, lucrătorii, un botez am efectuat cu Biserica Betania și 21 de suflete s-au întors la Domnul. Aici este alt program la care particip, aici este un program O zi cu Tata. Este extraordinar. Prin programul acesta este acreditat de Alin Pădureanu, poate știți, de la Timișoara și avem întâlniri cu familiile lor, copiii lor. La programul ăsta am văzut atâtea lacrimi de fericire și de bucurie. Tați, părinți, care s-au întâlnit cu copiii lor după ani de zile. Copiii n-au avut posibilitate, familii fără posibilități. Și noi, cei care suntem implicați, facem tot posibilul să-i aducem. Și într-un penitenciar sunt în toate județele țării. Și mergem până unde sunt, de unde sunt și aducem familia la program. Și acolo să vedeți întâlnire între tată, copii și soție. Pentru că asta urmărește programul. Restaurarea relației familiei. Așa îi spune la program, O zi cu Tata. Și este derulată de Asociația Bărbaților Creștini. Astea sunt poze de la întâlnirile acestea. Familii sunt oameni necăjiți, dragii mei. Ăștia sunt în penitenciar. Sunt oameni care nu au niciun venit și a lăsat soția acasă cu 5 copii. În penitenciar, viața carcerală, nu știu dacă știți, statul îți dă mâncarea aia, nici haine nu-ți dă. Prin ajutorul Domnului și prin donațiile fraților, le ducem de 2-3 ori pe an, ducem mașini cu haine. La cei care nu au, pentru că nu toți au. Să stai 18 ani la închisoare, vă dau un exemplu, un frate de-a nostru s-a botezat. 18 ani și 6 luni și să nu fii căutat de nimeni, numai de Dumnezeu. Te gândești de 2 ori. 18 ani și 6 luni. Avem un frate care s-a eliberat recent, după pedeapsa asta, și stă lângă Domnul. Este o viață de om, dragii mei. Dar să nu fii căutat de nimeni. Și atunci, noi, prin programele noastre, încercăm să-i și susținem pe cei care caută pe Domnul. Aici sunt toate familiile lor și întâlnirile care le avem. Programul de duminică. Aici e botezul din 2017, din vară, din iulie. O să vă spun câteva numai. Acest băiat tânăr, aici în mijloc, la frații le-a mărturisit astăzi între pauze, acest băiat, pentru că noi avem tendința să judecăm oamenii așa, după ochi. Eu, cel puțin, îi și cunosc personal, pentru că eu am stat și acolo cu ei, cu mulți. Și când a venit acest băiat la mine, într-o duminică, și mi-a zis, frate Ruibi, vreau să mă botez. Tu mă? Și zic, nu se poate. Și eram cu un frate de la Biserica Emanuel, un frate drag mie, și baptist, dar lucrează de 13 ani în penitenciar.
și are cea mai mare râvnă. Duminică de duminică e prezent acolo. Duminică de duminică, de 13 ani, dragii mei. Și zic, îi spun la fratele Popa, frate, zic, e al pe Berchi, Berchi Martonei, că mi-a dat voie să îi spun numele, că nu toți, nu avem voie să le dăm numele. Și zic, are 11 intrări. Asta de, a fost arestat de 11 ori. Dragii mei, nu e ușor, de copil mic e pe la pușcărie. Și a ajuns la concluzia, așa mi-a spus, zice, nu mai pot, dacă eu nu mă pocăiesc, eu mor. Că nu mai are rost viața mea. Am uitat ce să facem, se apropia botezul. Cum să... Bă, ăsta să se... Un deținut problemă. Fiind micuț și slăbuț, el să atragă atenția, se automutila. Tot e tăiat. În tot penitenciarul nu găsești un cui sau un șurub. El îl avea în burtă. Îl înghițea. Deci acte antisociale ca să atragă atenția. Înțelegeți? El prin asta dorea să atragă atenția. Și atunci a făcut botezul în decembrie. În ianuarie avea toate analizele făcute să meargă la spital să-l opereze, la spital penitenciar, la Dej. Acum, acolo trebuie să vedem hârtii, că ei mai au și povești. Și oricât ar fi de analfabet și de nepregătit, duhul de manipulare e peste fiecare dintre ei. Că acolo e o școală. Penitenciarul are legi scrise și are legi nescrise. Și ei au, v-am spus, 24 de ore din 24, timp să discute între ei. Ce vor ei și ce se gândesc. A venit în ianuarie și a spus, mă duc la penitenciar și zic, arată-mi hârtiile. Vreau să vă rugați pentru mine. Mă duc la spital. Bun, ne rugăm pentru tine. I-am citit hârtiile, trebuia operat la ambele picioare. Din cauza tot ceea ce a făcut, avea artrită, multe boli. Acum nu le rețin toate. Ne-am rugat acolo, în penitenciară, pentru el. Dar eu zic că totuși Dumnezeu, în momentul când el a decis din inimă să se întoarcă la Domnul, Dumnezeu a lucrat în viața lui. S-a plecat la spital și s-a întors peste 2 săptămâni. Acolo în spital, înainte să-l opereze, i s-au refăcut analizele și au ieșit toate bine, dragii mei. Un pușcăriaș, un găinar, pot să-i spun. Pentru că să mergi de 11 ori, acum și să fii infractor, chiar așa de prost să fii, tot să te aresteze, nu-i mai poți păcăli. Da. De 11 ori. L-a vindecat Dumnezeu, dragii mei. Îl iubește și pe el. A venit înapoi și a mărturisit cu hârtii. Nu cu povești, cu hârtii, cu analize medicale. Dumnezeu l-a vindecat pe acest bărbat. Și avem încă multe, multe unde Dumnezeu a lucrat. Și Dumnezeu lucrează în mijlocul lor. Avem, ăsta e botezul de anul ăsta, din iulie. Dar cel mai important, la fiecare botez, dragii mei, am avut câte 3 persoane de la maximă siguranță. Asta înseamnă persoane cu pedepse mari, foarte mari. Acești 3 de mijloc sunt de la maximă siguranță. Acești băieți. Ei sincer. Ei sincer l-au primit pe Dumnezeu în inima lor. Am o înregistrare, pentru că acolo foarte greu putem să înregistrăm, dar am o înregistrare. O ai înregistrarea? Nu aveți. Mărturia unuia singur. S-au zis câteva cuvinte numai. Ce spune acest bărbat? Cuvinte simple. Am aproape 23 de ani, 6 la 5 și am ajuns la concluzia să urmez pe Iisus. Pentru că fără Iisus eu consider că nu mai este viață. Dacă în 23 de ani n-am putut să-mi reglez conturile așa cum am vrut eu, înseamnă că nici aici încolo nu s-a mai mai. Așa că am ajutorat din inimă și din suflet să-L urmez pe Iisus. Lăudați să fie Domnul să te binecuvinteze! Domnul să te binecuvinteze! Asta e Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu îi conștientizează. Dumnezeu, Duhul Domnului îi face conștient.
Acest bărbat are 23 de ani executat zi la zi. 23 de ani. Și după 23 de ani, Duhul Domnului l-a conștientizat că trebuie să schimbe viața. Și sincer, cum a spus, din suflet și din inimă, vreau să-L urmez pe Hristos. Lăudat să fie Domnul. Dragii mei, aș avea multe să vă povestesc. E așa de frumos cu Hristos. Nu vreau să vă mai țin, de aceea o să închei aici și Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să întărească biserica aceasta. Sunt atât de bucuros. Am văzut aici cum Dumnezeu a lucrat. Aveți viitor ca biserică. Stați lângă Domnul. Duhul Domnului e Cel care vă dă puterea în totul. Și încă ceva, nu vă rușinați de Dumnezeu. Oriunde ai merge, oriunde ai lucra, orice ai face, arată-L pe Hristos. Pentru că cei din lume, când îi spui de Hristos, se uită la tine. Și dacă nu-L vede pe Hristos în tine, o să spună, dar ce, ca El să fiu eu? Păi eu-s bine cu mâns. Dragii mei, arătați-L pe Hristos. Acolo unde mergeți, unde lucrați și ce faceți. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă întărească, Domnul să vă crească, să vă ridice la alt nivel de relație cu El pe fiecare și familiile unite. În unitate veți avea biruință. Amin.